Cardon în umid. Vom începe cu curățirea cardonului. Începem a curăți lateral. Lateral, că parcă are niște ghimpi. Da, se vă parcă așa el. Dacă tragem, vine și singur. Curățim la parte mai închisă, mai neagră și tot tragem vinele, căci vor veni singure. Tăiem bucăți mai mici și ungem bine cu lămâie. Într-așa mod ca să păstrăm culoarea cardonului, să nu negrească. Continuăm până vom termina toată verdura noastră. Cardonul, fiind o plantă de iarnă, se folosește des cu mămăligă. E foarte gustos, umid și cu mămăligă. Sau gratinat, foarte gustos sau chiar prăjit. La dorință puteți să adăugați. Eu astăzi fac cardonul în umid. Voi adăuga și niște măsline, dar da, la dorință, dacă nu doriți, puteți să nu le puneți. Totul depinde de gust. Important, când vom fierbe cardonul în apă, să nu-l fierbem mult, să-l lăsăm puțin mai tare, mai tăreșor, căci îl vom prăji în suc cu roșii. Vom vedea videoul. Punem sare în apă și adăugăm cardonul. Îl punem la fiert. Iată cum arată fiert. Pregătim pentru a face în umed. Ceapa, mărunțim ceapa, tăiem mărunt, punem ulei în oala noastră, călim ceapa, ajungem sucul de roșii. Eu am ajuns și cârnați de casă. Dacă este bine, dacă nu, puteți să nu puneți. Totul depinde la dorință. Prăjim bine, călim bine, adăugăm și cârnațul de casă, sare, pepe și mirodenii după gust. Prăjim bine și vom ajunge și cardonul nostru. Vom coace la foc mic până va scădea tot sucul nostru. Iată cum arată cardonul. Poftă bună și până la următorul video!